Turiștii au zis că, în comparație cu alte orașe, municipiul nostru este unul curat și frumos. Drobeta Turnu Severin este de asemenea și un centru turistic, atât datorită istoriei, cât și datorită poziției geografice, însumând o multitudine de obiective turistice, social-istorice și culturale. Dacă sunteți turiști, vă putem îndruma să vizitați Piciorul Podului lui Traian, Muzeul Regiunii Porțile de Fier, Cetatea Medievală a Severinului, Parcul Natural Porțile de Fier, Palatul Culturii Teodor Costescu, Chipul lui Decebal și multe alte locuri. Nu l-am văzut niciodată până acum, rușine să-mi fie că am o vârstă, dar este foarte frumos. Venim dintr-o excursie, suntem un grup organizat de 22 de persoane, am fost un pic până la serbi în Serbia și avem și vizita pietonală la dumneavoastră în oraș. Este foarte frumos, curat. Fântâna arteziană este superb, bănesc că noaptea am înțeles că e colorată. Aveți un oraș frumos, vă așteptăm la noi la Galați, dar să știți că a noastră e urât orașul. Foarte frumos, îngrijit, teatru arată grozav, o arhitectură splendidă. Aici ce am văzut parcul și urmează să mai vizităm în continuare. Vizită rapidă. Îmi place așa centru și din turnul de apă am văzut panorama turnului Severin, orașului turnul Severin. Frumos, ceva armonios așa. Mi-a plăcut. Din ce am auzit de la turiști, părerile lor sunt unele foarte bune despre orașul nostru și ar trebui să ne mândrim că am auzit numai vorbe bune. După cuvintele lor, avem un oraș frumos, curat și locuri interesante de vizitat.